Apropo de cum se pescuia în trecut, cum, dacă ții minte, cum a fost prima întâlnire cu boile? Să că vorbeam noi un pic mai devreme că le luam la punguliță, la 5 bucăți, la 8 bucăți, nici vorbă de gălețile de 10, 15, 20 de kilograme. Piperată, în primul rând. Era piperată, că era scumpă. Întâlnirea era costa. Păi dacă stăm să ne gândim așa, ar trebui să, sau am renunțat, că amândoi putem spune că am renunțat la multe lucruri ca să putem să pescuim. De altfel, un sport care nu este cel mai ieftin și o pasiune care nu este deloc printre cele mai ieftine, cred eu, sau dacă nu mă înșel, pescuitul de crap era considerat la un moment dat cam cel mai scump. Păi era și o vorbă, zice, dacă vrei copilul tău să se lase de droguri, învață-l să pescuiască. Să pescuiască la crap. Da, da. Da, și mi-aduc aminte că prima dată când am văzut niște boilesuri, am zis, da, dar nu dăm la boiles, că aici nu mănâncă cu boiles, știi? Hai să dăm totuși cu, da, hai să încercăm și cu boilers. Ai pus boilers, erau foarte tari și erau mari, așa, erau cu arome, mi-aduc aminte. Și la mine impresia a fost, cum poate să mănânce el biloiul ăla, așa? Da. Și ce a ajuns în ziua de astăzi, o industrie, în general, bălțile au început să, peștele din bălți a început să răspundă în ce în ce mai bine la mai ales la pe carpodrome. Pe carpodrome nu mai spun, adică, dacă nu ai boilers, nu prinzi pește, nu ai pește în față. Da, nu mai există acum altă momeală decât boilers. Sau vara pentru porumb sau tiger nuts. Sau tiger nuts, depinde. Dar în principal boilersul dă rezultate și acum ai văzut că sunt boilersuri barfuduri, fish meal-uri, sunt boilersuri de dimensiuni diferite, solubile, tari, semi-solubile, da, glazurate, neglazurate, așa. Sunt da. Și foarte mulți producători care își fac temele destul da. De bine, unii chiar da. Foarte bine. Da. Da, sunt. Apropo de pescuit la boilers, pescuitul la boilers este clar recomandat pe majoritatea bolților unde se țin concursuri serioase. Ești unul dintre pescarii care mergi la concursuri. Cum abordezi? Ce înseamnă pentru tine? Cum faci în momentul în care te duci la o baltă și știi că ai concurs? Păi, de obicei mă duc la concursurile exclusiv boilers. Pentru că nu-mi place să nedesc greu, nu-mi place să fac bulgări, de obicei nu-mi place să dau cu monitor, nu spun că n-aș face chestia asta. Aș face, dacă balta ți-o impune, aș da și cu monitor, important e să prinzi pește. Dar asta într-o partidă de relaxare, plăcere. De plăcere. În concursurile la care merg eu se pescuiește exclusiv cu boilers și mie mi se pare un lucru bun. Adică știi că din capul locului, și cu pop-up, adică ai voie și pop-up la cârlig. Eu de obicei pescuiesc boile simplu și cu săculeți solubi. Cât mai simplu, montura cât mai simplă, depinde de baltă, normal trebuie să încerci atât montura inline cât și montura elicopter, pentru că nu poți să știi la care ai rezultate mai bune și care îți dă prima rezultate. Normal, acele ni le alegem în funcție de perioadă, poți să folosești ac și de 4 cu bilă de 24, poți să folosești și ac de 6 cu bilă de 20 și chiar mai mici de 20. Fluorocarbon și cam atât, adică o montură simplă. Sunt adeptul monturilor simple, nu complicate, nu... Ce fel de tip de pescare ești? Cel care vine mai întâi, sondează în cazul în care, să zicem, are structuri, aruncă repede pe lansetele sau aștepți, nădești mult, nădești puțin, pescuiești departe, pescuiești aproape? Pescuiesc în scară, pescuiesc și departe, pescuiesc și aproape, pescuiesc și stânga-dreapta patului pe care îl fac, patului de nadă pe care îl fac în concurs. Să spunem oamenilor că este foarte diferit un pescuit în concurs față de un pescuit de relaxare, pentru că muncești foarte mult, cum ai spus tu mai devreme, trebuie să fii întotdeauna pregătit pentru a scoate lansetele, pentru a încerca diferite lungimi, pentru a încerca diferite locuri, să vezi unde îți răspunde peștele, să vezi dacă ai o structură și ție ți se pare importantă să încerci să o nădești și să o pescuiești, pentru că poți avea rezultate. Și întotdeauna la toate concursurile eu am avut și lansete pe care le-am jucat, le-am aruncat aproape.
Adică peștele are nevoie de repliere, are nevoie să se regăsească, având în vedere că balta este bombardată de boilesuri și de tone și tone de mâncare, peștele se simte sub presiune și de foarte multe ori coboară și poți să-l găsești, să-l regăsești chiar lângă mal, la 10-15 metri. Chiar la ultimul concurs la Cenușaru, da, ai pescuit un cap de baltă și ți-ai luat peștii de foarte aproape. Dar ți-ai luat peștii de foarte aproape. Foarte aproape. Deci numai cu o singură lansetă am prins undeva la 13 pești, cel mai mare 14,6 kg. Într-adevăr, n-am putut să scot un rezultat bun la general pentru că n-am avut cum. Am fost pe sectorul B și standul meu n-avea nicio legătură cu sectorul B, era clar cel mai defavorizat. Dar ca și o statistică a acelui loc, cred că sunt de departe pe cea mai bună clasare de pe standul 0 la Cenușaru din ultimele luni. Ai un tipic al nădirii, adică vină deci mult sau aștept să vezi ce se întâmplă? Când spuneai că ai un prieten care zice, dom'le, dacă nu dau 40 de kilograme de bile, eu nu mă duc la concurs. Da, depinde foarte mult. Normal, la început nu ar trebui să nădești foarte mult în concurs. Una e când vii de plăcere, da, poți să nădești mai mult, dar când în concurs ar fi bine să aștepți o perioadă să pescuiești la intercepție, să vezi de unde îți vine peștele, din ce zonă îți vine, dacă îți vine de aproape, din depărtarea, din stânga sau din dreapta. În primul rând trebuie să te uiți foarte bine pe clasament și la vecinii pe care ai în sector, să vezi dacă sunt pescari buni, dacă îi știi. Și ce fac și ei, contează foarte mult. Contează foarte mult ce fac și ei. Dacă, ca și sfat, bine, acum fiecare are metoda lui de a pescui. Dacă stânga-dreapta se aruncă tone de bile, ar fi bine să nu arunci și tu tone de bile, să aștepți un pic să vezi dacă peștele îți intră în stand. Ulterior să începi să ajungi și tu cu bilele la o anumită greutate. E complicat, fiecare are o strategie. Acum strategia, poți să pleci cu o strategie de acasă și să se schimbe acolo la tragerea la sorți, cum se întâmplă de obicei. Deci cred eu că dacă nu faci greșeli mari în stand și ești un pescar, eu știu, întotdeauna pregătit pentru a schimba și un pic a inova, flexibil. Exact, adică să nu fii rigid, poți avea rezultate și rezultate notabile, chiar dacă de foarte multe ori în concursuri te lovești și de echipe care produc nadă și care clar vin peste tine cu un plus, știi? Noi, nefiind eu cel puțin, nefiind producători de nadă sau așa, tot susțin din banii proprii. Și de multe ori e greu să concurezi cu pescari de experiență, de concurs, care vin și își promovează nadele în concursuri și boilesurile, că despre boilesuri vorbim, e destul de greu să te lupți cu ei de fiecare dată. Apropo de sport și să trecem către zona asta sportivă, ai o școală de fotbal. Cât de greu este să faci sport în momentul ăsta în România? Din păcate, da, este destul de greu să faci sport în România și am întâlnit acest impediment în toți acești 10 ani de când am școala de fotbal. Eu sunt și antrenor, nu numai președintele școlii de fotbal. Sunt antrenor, asta am dorit să fac cel mai mult și să antrenez și de aici am plecat să ajung să am o școală de fotbal. Am regăsit de foarte multe ori copii extrem de amărâți, copii fără ajutor, copii care își doreau să facă sport, dar nu aveau posibilitatea să plătească. Și cred eu că e un aspect foarte important să poți să-i ajuți și să nu le iei această plăcere, să nu le tai posibilitatea de a face un sport sau să te dezici de niște copii care nu aduc profit. Foarte multe școli de fotbal încearcă să se debaraseze de copiii care nu mai aduc profit. Ajungi la un moment dat, la o vârstă în care nu mai poți să-i susții, nu mai ai posibilitatea financiară să-i susții tu ca și club și atunci îi lași să plece în altă parte pentru că nu mai poți să scoți profit de pe urma lor. Și asta este o mare problemă în fotbalul bucureștean și nu numai. În tot fotbal românesc, juvenil.
Vorbeai că din postura de antrenor ești ca un fel de al doilea părinte. Evident că ai discuții cu copiii. Din ce simți tu, din ce vorbești cu ei, mai au copiii pasiuni pe lângă fotbal? Adică îi mai putem trage către pescuit? Mai sunt șanse pentru chestia asta? Da. Mai au timp? Mai au minte? Eu zic că da. Și propaganda pe care o faci și tu acestui fenomen, în speță pescuitul, este de bun augur. Pentru că îi atragi într-o zonă de natură, într-o zonă de frumos. Mai ales acum, în perioada asta în care ai ieșit tu afară și statul natură e chiar recomandat. Cunoști locuri noi, experiențe pe care nu le trăiești în fiecare zi la mall sau nu știu unde, la ce colț de benzinărie lângă McDonald's, unde mai mănânci și ceva... Nu chiar atât de bun. Nu chiar atât de bun și de sănătos. Adică dacă noi încercăm să-i atragem în zonele astea de natură și în zonele de pescuit, aer liber, tot felul de lucruri care constructive pentru dezvoltarea lor, atunci au o șansă să scape din încleștarea asta a zilelor noastre, a zilelor în care trăim. Evident, școală, televizor, laptop, telefon, e posibil telefonul să nu aibă semnal pe baltă, e posibil să nu te mai sune nimeni, să nu mai intri pe rețele de socializare, să te concentrezi și să începi să discuți cu omul de lângă tine, să-l cunoști, adică să socializezi. E foarte bine ca ei să simtă ca o ieșire, ca o escapadă, ca o rupere de ceea ce înseamnă nocivitatea asta de zi cu zi. Lacul poate să fie până la urmă un playground, că până la urmă categoric, despre asta e vorba. Categoric. Dacă ei vor înțelege că trebuie să ai niște pasiuni și pasiunile astea nu trebuie să fie comune, adică dacă prietenul meu are pasiune jocul pe calculator până la 5 dimineața, nu trebuie să fac și eu același lucru, pentru că s-ar putea să nu fie cea mai frumoasă și cea mai bună pasiune pentru mine. O ultimă întrebare. Fratele tău stă în Franța, tu ai jucat în Finlanda, da, deci ai plecat din țară. Și ca și în Estonia. Și în Estonia. Ai pescuit în străinătate, da, și dacă da, cu ce rezultate? Adică către ce pești ai dus și suntem ce... Suntem la mincinoși, da, pe mine. Mare, mult, normal. Imens. Păi, în Finlanda era clar, era... Ți-a rămas vreo partidă în inimă, așa? Patria știucilor, da, și vorbim aici de firme celebre care au ieșit de acolo din Finlanda și au făcut istorie în pescuitul de spinning. Da, am dat la știucă. În Franța foarte mult crab și somn pe râuri. Am pescuit în Tarn, am pescuit în carpodrome, pe Isis, un mare carpodrom din sudul Franței. E altceva, ei văd altfel pescuitul acolo, nu diferit față de noi, mi se pare că noi suntem pescari mai buni decât ei, dar ei văd altfel, adică au alte abordări, sunt mult mai relaxați oricum și de obicei... Bine, nu există asta cu luatul acasă, adică nu, asta exclus, doar dacă sunt români în zonă. Și le e foame. Da, și deci ca să le spunem celor care ne urmăresc că peștele afară nici măcar nu este comestibil, adică nu este... Nu face parte din meniul unui vest european. Absolut nimeni nu mănâncă pește din Baltă, adică de mai ales dulce, francezii... Da. Ei nu vor să audă de somn, încep să facă urât de crab, de n-ai cum să mănânce. Caras și astea nu mai vorbim. Păstrăvul se mănâncă. Acolo e chiar o cultură pentru păstrăv, deci sunt păstrăvării peste tot și lacuri și se pescuiește foarte mult la păstrăv în râuri. Am fost cu fratele meu la păstrăv, dar încă nu m-a convins să... Și e și foarte greu. Nu te-a virusat. Dificil. Da, 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 da. Să știi să pescuiești. Mersi. Mult sper să ne mai vedem, pe și ne vedem clar pe baltă, pe malul Bălții. La mare și mult prieten.